Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea între 13 și 14 august, o perioadă în care va funcționa intens, foarte intens, opoziția Neptun-Mercur, pe axa celor două case ale relațiilor de prietenie și de simpatie sau de dragoste. Aici apar niște elemente specifice taurilor care vor să știe foarte exact ce efort trebuie să facă, cât vor mai face efort, pentru ce fac un efort sau un sacrificiu, pentru un prieten sau pentru o persoană dragă. Există un soi de pragmatism care de multe ori le atrage critici, observații mai puțin plăcute celor născuți în zodia Taurului pe ideea că confundă materialitatea cu spiritualitatea sau cu sentimentele și că au impresia că le pot cântări și manipula și pe unele și pe altele în același fel. Alte ori li se reproșează celor născuți în zodia Taurului că preocupați de bani, avere, câștig, profit, uită de frumusețea sentimentelor gratuite, gratuitatea iubirii. Iar în acest moment chiar vor uita. Chiar vor să știe foarte exact ce e cu niște relații din viața lor, care poate îi costă cam mult și nu mai au chef să facă cheltuieli, care nu le aduc niciun beneficiu sau care nu le permit un mod de viață calm, liniștit, echilibrat, încât ei să își vadă de alte probleme. Și dacă constată ei, a trecut o săptămână, a trecut o lună, a trecut un an și ei tot tulburați, sunt tot zăpăciți și cu fiecare întâlnire, tot nemulțumiți și tot timpul au probleme în viața lor, se vor întreba cu un spirit pragmatic la ce folosește tot chinul. Săptămâna aceasta, aceste întrebări și aceste preocupări și acest unghi de abordare a unei relații afective va fi intens și chiar vizibil și s-ar putea să vadă și cei din preajmă și să și comenteze această, zic ei, schimbare de atitudine. Între 15 și 17 august dimineața, oarecare agitație interioară, freamăt, forfot, idei, trăiri, sentimente, posibilă insomnie într-una dintre aceste nopți, stare de freamăt. Simt nevoia să facă rapid niște lucruri, simt nevoia să se lepede rapid de niște lucruri care nu le plac, nu le convin, le complică viața. Între 17 august, după ora 5 dimineața, și 19 august, după amiaza, luna va traversa zodia Taurului, va fi alături de sensul vieții de Uranus și de Marte, într-o combinație pe care au mai trăit-o acum aproximativ o lună, știu despre ce este vorba, este o nevoie accentuată de stabilitate personală, apoi este nevoie de o anume analiză temeinică, foarte riguroasă și foarte obiectivă a aspectelor cu care ei se confruntă și vor să facă o ierarhie. În ultimile zile sau în ultimile săptămâni, lucrurile s-au cam amestecat și treburile de serviciu s-au amestecat cu cele de familie și cu vacanțele și cu întâlnirile și cu prietenii și cu banii și cu sănătatea și era o lipsă de unitate de acțiune și de principii clare. Și acum asta vor, asta urmăresc și probabil că acționând cu calm, cu răbdare și cu metodă vor obține ceea ce vor. O ierarhie a evenimentelor, o eșalonare a treburilor pe care trebuie să le rezolve, o analiză a metodelor pe care le-au folosit până acum și pe care sunt foarte dispuși să le revizuiască, să le ajusteze. Reușesc să fie obiectivi cu propria lor persoană, reușesc să fie muncitori, harnici, reușesc să fie și destul de energici și de activi. Acum, atenție! Odată cu ziua de 19 august se consumă pentru acest an și ultima
vibrație pe care Marte, în transitul lui prin zodia Taurului, prin casa întâi a acestor persoane, o mai aduce. Din 20 august, Marte se va plasa în transit prin casa banilor. Așadar, trebuie să rețină că tot ceea ce au făcut până acum reprezintă un temei pentru un an de zile de acum încolo. Și apoi ar trebui să mai rețină faptul că mai pot face în această săptămână ultimile demersuri pentru un interes personal. N-ar fi bine să lase pe ideea să mai treacă vreo 2-3 săptămâni și să văd eu cam cum stă situația și mă hotărăsc atunci. Nu. Nimic din ceea ce ține de prezent nu trebuie amânat. Cel puțin până pe 19 august încă se mai poate lucra, interveni, vorbi, decide, se poate provoca un dialog, o întâlnire, se poate pune un temei pe masa unor negocieri. Începând cu 19 august după ora 15, luna se va plasa în transit pentru următoarele zile în casa banilor și le va ascuți mintea și spiritul pe ideea unor speculații posibile. Atenție la rigidizarea unor relații din punct de vedere social sau profesional. Avem de a face cu o opoziție între Saturn, Soare, Saturn fiind în casa a 10-a, numere, nume, funcție, și pot să apară conflicte de putere, pot să apară conflicte de interese, pot să apară opoziții care au fost simțite, dar ignorate și lăsate așa în legea lor să zburde. Și acum brusc se întâmplă ceva și ori se coagulează sub forma unui conflict, ori se acutizează sub forma unei crize. Cert este că se inflamează lucrurile, se complică, este de ordinul unei evidențe publice ceea ce se întâmplă cu câte o persoană în zodia Taurului, motiv pentru care acesta trebuie să fie atent. Cum se poartă, cum și cu cine vorbește, ce spune, ce afirmă, ce declară. Totul va avea importanță, totul va fi contabilizat de către cei care îl urmăresc. S-ar putea să fie și ecoul neplăcut, reflexul neplăcut al unor chestiuni din familie care se vor îndrepta spre imaginea sa, puterea sa, autoritatea sa sau competența profesională.